Cei care s-au născut în Zodia Taurului vor avea în prima parte a zilei de 14 martie preocupări parteneriale, nu toate agreabile, unele vor fi chiar antipatice, mai ales dacă vor fi obligați să se întâlnească cu persoane care nu le fac plăcere, cu care sunt în conflict sau chiar dacă persoanele sunt pline de calități și nu ai ce să le reproșezi. Tema discuției este una. Spinoasă. Tratativele n-au niciun fel de șansă și poate chiar ar trebui să se evite și acele întâlniri unde se estimează că se pot formula reproșuri, acuzații, că se poate exagera sau se poate crea o perdea de fum în jurul lor, să fie puși în mod artificial în vină ca să se obțină ceva de la ei, să fie intimidat și ei să renunțe, să cedeze, să abandoneze lupta. Relație nu foarte bună între soți, trăiri de tip feminin, chiar și în cazul bărbaților, adică preocupări care nu șed în firea al bărbaților, nu reprezintă specificul lor și poate chiar nici trăsătura generală de caracter a unui bărbat născut în zodia Taurului. Mici curiozități și tot felul de reacții pe care de obicei le au, le practică femeile. Momente în care sunt posibile crizele de gelozie, amărăciunea sau stările de iritare, de nemulțumire Antipatia creată între soți nu durează mult, dar creează efecte, instaurează o stare apăsătoare, se spun lucruri regretabile sau se uh, comit gesturi care n-au nicio noimă și care vor fi apoi retractate cu mai multă sau mai puțină dificultate. Între 14 martie, după ora 13, și după amiaza zilei de 16 martie, preocupări, să le spunem, materiale, patrimoniale, financiare, mai ales din perspectiva respectării legii sau aplicării legii, întocmirii unui dosar, a contactării unor oameni, instituții, oficiali care trebuie să dea curs unor dorințe ori fără de al căror acord mai departe nu se poate merge pe drumul respectiv. Între 16 martie, după ora 18 și 30 de minute și 18 martie, preocupări care țin de un domeniu profesional de ideologie, de convingeri, acum depinde. Nu toată lumea trăiește într-un plan al ideilor, cu atât mai puțin în planul ideilor superioare. Asta nu înseamnă că tendința nu e sau că dorința nu funcționează sau că impulsul nu există. Dar probabil că, conform vârstei pregătirii și orizontului de aspirație, acestea se pot opri mai jos, în funcție de nivelul la care a ajuns și nativul. Se înțelege că dacă o persoană este la pensie și din punct de vedere profesional activitatea s-a încheiat. Previziunea nu întâlnește personajul căruia ceea ce îi spunem noi să-i stârnească interesul, dar sunt și persoane care vor multe de la viață, care sunt impetuoase, care sunt implicate într-o viață nu doar activă, ci și profund responsabilă față de niște activități cu rezonanță publică și colectivă. Oameni care fac legi, care decid, care conduc, care administrează, care gestionează bani, care trebuie să vegheze asupra integrității unor structuri sau unor mari proiecte. Și aici intervin factorii de tulburare. Cel mai important factor îl, Reprezintă, din punct de vedere astrologic, conjuncția între Jupiter și Marte, la grad perfect, care se va petrece în această săptămână, care e un eveniment, care reprezintă un reper pentru unele persoane. Pentru unii ar fi ieșirea din tunel, scapă de toate necazurile. Pentru alții poate să fie asumarea și nu cu inima largă deschisă, din potrivă cu multă strângere de inimă, unor responsabilități vecine cu constrângerea. N-a avut încotro. Trebuia să facă cineva acest lucru. În fine, un lanț întreg de conjuncturi și relații interumane sau profesionale care îl obligă pe cel născut în taur să își asume riscul, greul, pericolul, stresul unor activități speciale. Și din această perspectivă nu munca este cea importantă pentru noi și nici cea esențială pentru Taur și nici cea um, dezagreabilă, ci latura ideilor, trăirile, conștiința, acolo se intră în conflict, acolo lucrurile nu se mai potrivesc, acolo este ceva care calcă strâmb și nu permite acestui angrenaj să funcționeze normal. Uh, acolo apar niște deficiențe care nu sunt de natura rezolvării personale, nu mai cad în sarcina celui născut în taur, ci țin de cu totul alt domeniu. Vremurile, conjunctura, puterea, direcția politică, curentul general de opinii, influențele externe, depinde și de locul în care își exercită, cum spuneam, activitatea. De fapt, influențele exterioare sunt o presiune, o constrângere și nu este de acord cu direcția pe care acelea încearcă să o introducă, să o acrediteze. Această confruntare de opinii nu este puțin lucru. Sunt oameni care, la limită pentru a nu-și călca pe conștiință, sunt gata-gata să-și dea demisia, să renunțe, să ceară să li se dea altă însărcinare, să facă, cum se zice acum cu un termen la modă cu o formulă simbolică să facă un pas înapoi. Vor fi dispuși să facă și mai mulți pași înapoi, numai pentru a rămâne curați pe din lăuntru și să nu aibă povara unor încălcări de conștiință, de crez sau de demnitate. Între 19 și 20 martie, luna se va afla în casa carierei, pentru unii poate să însemne un strop de notorietate, o șansă, un noroc, prezența lor într-o ipostază inedită, mai puțin obișnuită, care să-i facă simpatici, plăcuți, veseli, demn de, de admirat, de aplaudat sau interesanți. Nu este vorba de o chestiune de putere, ci de una de mondenitate. Este vorba de aparențe, de impresie, de succes, de simpatie sau chiar de atracție de, pe care, de fascinație pe care o poate exercita asupra maselor, a publicului, a unui colectiv, a unui auditoriu. Începând cu 16 martie, Mercur va reveni în sectorul relațiilor de prietenie și pentru un timp va instaura o atmosferă bună, plăcută de comuniune sufletească, de simpatie, de încredere de deschidere afectivă, de nevoie de consolidare a unei prietenii prin conversații, gesturi specifice, mărturisiri, atașamente. Mai poate să fie vorba și de dorința câte unui nativ de a se integra într-o formă de activitate de la care speră mult, care îi face multă plăcere, pe care și-o dorește și care reprezintă o alternativă importantă de realizarea personalității, alta decât exercitarea meseriei și a profesiei. Din 20 martie, Soarele va intra în Casa 12 și timp de o lună va transita acest sector, dând foarte multă energie, dar și posibilitatea de a se cupla în permanență la trecut, ceea ce unora nu le va face mereu plăcere. Unii vor dori să uite trecutul, oamenii, evenimentele, secvențele prin care ei au mai fost puși în ipostaze neplăcute și nu mai vor să retrăiască acele hip hop -uri. Dar soarele are o forță de a dezvălui, de a alunga umbra, și de a scoate în evidență ceea ce este important. Și atunci, vrei, nu vrei, trebuie să înțelegi că unele lucruri care vin din trecut nu vin chiar degeaba în prim planul atenției lor. Memoria nu le scoate la întâmplare, iar soarele nu trece acolo chiar degeaba. Moment important și pentru sănătate, pentru funcțiile cerebrale, e mai mult stres, mai multă solicitare, și s-ar putea ca din punct de vedere organic, fiziologic, să simtă niște modificări. Mai multă presiune în cap, pusee de hipertensiune, tulburări de vedere, de auz, de vorbire, uneori chiar și de gândire. Nu că ar fi confuzi, ci este vorba de o neobosită activitate cerebrală. Deși S-a făcut noapte și se așează în pat și doresc să doarmă. Totuși, cum se spune în psihologie, nu se sting toate luminile. Niște beculețe rămân aprinse. Acelea nu-i dau pace și îl cuplează în permanență la realitatea imediată. Sau, apar, cum spuneam, aceste amintiri foarte stârnite și de ecoul evenimentelor de peste zi, și în acest amalgam omul se frământă, judecă, gândește, se implică, se enervează, aprinde lumina, vrea să se calmeze, bea un ceai, reface traseul și beculețele nu se sting și atunci, sigur că timp de o lună de zile, această secvență, acest scenariu devine obositor și se transformă într-un fel de hărțuială mentală.